Cardurile de alimente din cadrul programului Sprijin pentru România vor fi încărcate în săptămâna mare cu suma de 250 de lei. Conform declarațiilor ministrului Marcel Boloș, beneficiarii vor putea folosi în avans cardurile pentru a cumpăra alimente necesare pentru sărbătorile pascale. Astfel, guvernul a stabilit că voucherele sociale să fie folosite în perioada 10-13 aprilie.